Creștinii ortodoși prăznuiesc astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. Misiunea Sfântului a fost aceea de a pregăti poporul pentru venirea Mântuitorului. De asemenea, în tradiția populară, astăzi se sărbătoresc sânzienele sau drăgaica. Ioan Botezătorul este ultimul și cel mai mare dintre prorocii legii vechi, acela care s-a învrednicit să boteze cu apă pe Iisus, Mesia cel așteptat. Sărbătoarea sfântă de astăzi este asociată cu unele obiceiuri străvechi ale poporului nostru. Numite sânziene sau drăgaica, praznicul este legat de cultul recoltei, al vegetației și al iubirii. Este de asemenea în tradiția populară un prilej de a sărbători soarele și muncile agricole specifice verii. Făgărășenii sărbătoresc nașterea Sfântului Ioan Botezătorul prin rugăciune și evlavie. Pentru sănătate, pentru să dea Dumnezeu mai bine și să ducem o viață mai bună. Pentru sănătate, în primul rând, și pentru familie, pentru ajutor. Sânzienele sunt o tradiție mai mult. Se obișnuiește să adună flori de pe câmp. Sânzienele erau socotite de tinerele fete și un mijloc de a-și afla ursitul și timpul când se vor mărita. Conform tradiției, cununile de flori ale băieților și fetelor sunt aruncate pe casă. Dacă se opresc pe acoperiș, este semn de nuntă, iar dacă nu, ursitul sau ursita mai trebuie așteptați.